Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Georgia Deaconu, maestrul tău Feng Shui și vă mulțumesc ca în fiecare joi că sunteți alături de mine și că vreți să vă îmbunătățiți viața. Contează atât de mult să știu că în fiecare joi mă ascultați, mă auziți și mai mult decât atât, aplicați tot ceea ce vă spun. Vă mulțumesc că îmi scrieți pe Facebook, vă mulțumesc că îmi urmăriți emisiunile, vă mulțumesc că sunteți în această evoluție extraordinară de ascensiune, în atragerea abundenței, armoniei și în atragerea echilibrului în viața voastră. Nu puteți să vă imaginați cât de mult mă bucură tot ceea ce îmi scrieți. E foarte important pentru mine să putem interacționa. Este foarte important și pentru voi să primiți răspunsurile în timp util de la mine. Îmi cer scuze dacă pentru unele dintre persoane am reușit să răspund un pic mai târziu. Mă străduiesc să răspund tuturor în timp util, dar vă rog să mă iertați dacă uneori mai întârzi o zi sau două din cauza faptului că sunt enorm de multe mesaje. Vreau să vă mulțumesc că sunteți în permanență conectați cu mine și în permanență conectați cu această televiziune minunată, cu 6 TV, cu emisiunea Totul este Feng Shui, în condițiile în care conștientizați că într-adevăr Feng Shui-ul este un stil de viață. Vă spun acest lucru deja de mai bine de jumătate de an. Sunt alături de voi în evoluția voastră interioară și exterioară și mă bucur de fiecare dată când rezultatele voastre depășesc așteptările noastre. Știți foarte bine că în toate demersurile pe care le facem, rezultatele sunt cele mai importante. Ne bazăm pe măsurători, ne bazăm pe o știință exactă, mai mult decât atât, ne bazăm pe o intuiție care duce dincolo de limitele pe care le putem previziona în primă fază, aspectele pe care ni le dorim și în condițiile acestea, dacă rezultatele noastre depășesc așteptările, ne bucurăm înzecit. Deci iată că și în această după-amiază, cu o atmosferă extraordinar de benefică, am venit să vă încânt și să vă răspund la tot ceea ce îmi scrieți. Am primit feedback-urile voastre și din nou vreau să vă mulțumesc. Este vorba de faptul că multe dintre persoane mi-au spus că le este dor de previziunile săptămânale. Am înțeles acest mesaj, am să vă povestesc în fiecare săptămână de acum încolo ceea ce se întâmplă sau ceea ce s-ar putea întâmpla cu marea majoritate a celor care sunt predispuși către un anumit tip de energie. Bineînțeles că toate cele 12 zodii vor fi trecute în revistă și mai mult decât atât, pe lângă faptul că vom discuta despre aspectele fiecărei zodii în parte, vom prezenta și remediile cele mai la îndemână pe care le puteți folosi. În momentul în care spun despre remedii, vreau să vorbesc despre două aspecte. În primul rând, este vorba de eficientizarea casei voastre pentru a îndepărta energiile nefaste, iar în al doilea rând este vorba de energia voastră interioară care atrage un anumit tip de frecvență vibrațională. Vorbim aici de o frecvență vibrațională care este în decursul acestui an pe un trend extrem de pozitiv, ascendent, deși excesul de apă din chartul anului ne face să fim totuși precauți și să ne gândim că am putea avea unele mici conflicte care se pot transforma, din păcate, în competiții acerbe. Suntem conștienți de aceste lucruri și pentru că suntem conștienți de aceste lucruri, putem să ne păzim. Dacă nu am fi avut tras un semnal de alarmă vis-a-vis de acest aspect, ar fi fost un pic mai dificil pentru noi să ne dăm seama ceea ce ni se așterne în decursul anului 2017. Dar iată mă aveți pe mine alături de voi în fiecare săptămână. Pe lângă faptul că sunt alături de voi în fiecare săptămână, sunt alături de voi în fiecare zi pe Facebook-ul emisiunii Totul este Feng Shui și îmi puteți scrie acolo toate problemele voastre, toate nerămuririle voastre pe care probabil le aveți vis-a-vis de unele aspecte prezentate din cadrul emisiunilor noastre și pe lângă aceste lucruri, bineînțeles, mă puteți întreba vis-a-vis de absolut orice aspect al vieții voastre, pentru că în condițiile în care putem avea o imagine reală a lucrurilor care vi se întâmplă în viață, putem, bineînțeles, să tragem și niște concluzii extrem de benefice pentru a îndrepta lucrurile sau pentru a le corecta în sensul lor benefic.
Și pentru că nu mai vreau să lungim vorba, am să vă spun ce urmează să facem astăzi, pentru că știu că voi, fiecare dintre voi, mi-ați scris că pe parcursul emisiunii urmăriți cu sufletul la gură fiecare previziune, astfel încât să vă puteți atrage în structura voastră acea energie de care aveți nevoie în timpul săptămânii. Deci, în această emisiune vom avea previziuni pentru fiecare zodie în parte, dar ca și premieră, pe lângă faptul că vom avea aceste previziuni, vom putea vorbi și despre remediile de tip amuletă pe care noi le putem purta pe noi, în gențile noastre, în rucsac, la mașină sau alături de unele dintre artefactele pe care le avem ca și însoțitor. Pe lângă aceste aspecte, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre afirmația săptămânii. Afirmația săptămânii, tot la cerința uneia dintre telespectatoare, și îi mulțumesc foarte mult că este atât de activă și atât de prezentă lângă noi, este următoarea. Mă abandonez energiei divine pentru a-mi aduce în cale doar persoane benefice vieții mele. De ce am ales această afirmație pe care o repet? Mă abandonez energiei divine pentru a-mi aduce în cale doar persoane benefice vieții mele. Am ales această afirmație pentru că în decursul acestui an, din păcate, se va întâmpla să întâlnim destul de multe persoane care să ne transmită o energie mai puțin benefică. Să nu-și dorească foarte mult ca noi să reușim în tot ceea ce ne propunem, să ne pună diverse piedici, și atunci, dacă plecăm încă din acest moment la un drum care probabil va fi presărat cu suișuri și coborâșuri, mai avem încă 9 luni de acum încolo din anul 2017, cu această afirmație extrem de puternică, vom constata cum energia divină, prana, Dumnezeu, cum vreți voi să-i spuneți, Feng Shui-ul, energia Feng Shui-ului, are enorm de multe nume, această energie extraordinară care ne înconjoară și ne animează viața, alege pentru noi. Pentru că cu toții suntem parte din această energie extraordinară, suflul nostru este dat însăși de la momentul venirii noastre pe pământ de către această energie, și în structura noastră interioară energia divină funcționează dacă noi o lăsăm să acționeze. Inima noastră este conectată direct la această energie. Mintea însă vine să acționeze în plan secund și să aducă diverse argumente care ne pot apropia sau depărta de ceea ce inima ne transmite. Așa cum v-am spus și în alte emisiuni, e foarte important pentru fiecare dintre noi să învățăm să ne ascultăm inima, și pentru acest lucru avem nevoie doar de 5 secunde de liniște. Dar aceste 5 secunde de liniște, în unele momente, este foarte, foarte greu să le avem. Pentru că suntem învățați să gândim într-o sută de locuri, suntem învățați să avem 1000 de gânduri în același timp, și educația propriilor gânduri este o provocare. Așa că, iată, vă transmit și eu această provocare pe cale orală, pentru că dacă vreți să vă educați gândurile în fiecare zi, ar fi foarte, foarte benefic dacă o secundă ați putea să acceptați tot ceea ce vă vine în minte, fără să vă concentrați nici măcar o fracțiune de secundă la niciunul dintre gândurile voastre. Asta ce înseamnă, mai pe înțelesul tuturor? Înseamnă că ar fi bine să conștientizați faptul că ceea ce vă dă viață este propria voastră respirație, corpul vostru joacă un rol esențial în viața voastră, și ca să puteți să vă alimentați corpul, respirația trebuie să fie conștientă.
În acest fel, dacă veți respira conștient, concentrându-vă asupra respirației voastre, veți uita de gânduri. Și vă garantez că cel puțin o secundă gândurile voastre vor veni și vor pleca fără ca voi să fiți concentrați asupra lor. Astăzi veți putea o secundă, mâine veți putea 2 secunde, poi mâine 3 secunde și așa mai departe, până când la un moment dat îmi veți scrie un mesaj în care eu îl voi citi cu maximă satisfacție: Georgia, astăzi am reușit, gândurile mele au fost departe de mine timp de 1 minut. Aștept cu nerăbdare acel moment pentru a vă felicita, dar până la acel moment vă rog să exersați afirmațiile săptămânii. Inclusiv afirmațiile pe care vi le transmit sunt gânduri menite să scoată din subconștientul nostru și din resursele noastre interioare tot ceea ce noi avem ca și forță supremă ajutătoare pentru manifestarea Feng Shui-ului în viața noastră. Și pentru că am ajuns la momentul în care vom începe previziunile săptămânii, bineînțeles, începem cu zodia Șobolan. Șobolanul în săptămâna aceasta, fac o mică paranteză pentru că în săptămâna despre care vorbesc este vorba despre săptămâna de joi până joi. Adică nu vorbim despre săptămâna în curs decât ultimile zile, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Gândiți-vă că noi emisiunea o avem joia și atunci ceea ce vă prezint eu este de joi până joi, inclusiv parte din săptămâna următoare. Este, am putea spune, o combinație favorabilă pentru toți cei care vor să știe cum li se termină săptămâna și cum vor începe săptămâna viitoare. Așa că e extrem de important pentru voi să puteți urmări îndeaproape toate detaliile, pentru că cu siguranță veți putea atrage în zilele de repaus, sâmbătă și duminică, acea energie de încărcare a bateriilor și veți putea porni în forță de luni până joi, când vin din nou să vă spun ceea ce urmează să se întâmple pentru următoarea săptămână. Revenind la zodia Șobolan, am putea spune că în această săptămână șobolanul este forțat de împrejurări să frizeze pericolele iminente. Deci, sugestia mea ar fi să o luați ușor, să nu vă îngrenați în lucruri care vă solicită extraordinar de mult, să lăsați aspectele vieții să vină libere, fără să tensionați foarte, foarte mult lucrurile din viața voastră. Nu aveți nevoie să grăbiți lucrurile sub nicio formă. Nu aveți nevoie ca ele să se întâmple pe repede înainte, pentru că oricum sunteți într-o evoluție ascendentă. Mai bine ar fi să vă concentrați energia pe obiectivitatea rezolvării problemelor. Aveți destul de multe aspecte de rezolvat, destul de multe aspecte cu care sunteți oarecum în urmă, pentru că vitalitatea voastră a fost un pic scăzută și ați avut o stare de spirit un pic voalată, dar iată că dacă veți putea stimula o stare de spirit benefică, bună, și prin exercițiile de meditație, dar și prin impregnarea unei stări de optimism permanent, veți reuși să împingeți dincolo de aura voastră, dincolo de sfera voastră de acțiune, tot ceea ce înseamnă energiile negative ale lucrurilor care încă sunt neterminate. Dacă starea voastră de spirit este una pozitivă, cu siguranță veți reuși să întâlniți o persoană care să vă aducă vești foarte bune, optimiste, chiar să aibă o influență extrem de pozitivă în viața voastră, ținând cont de faptul că aduce oportunități extraordinare pentru următoarea lună. Deși luna aprilie este o lună plină de provocări pentru toată lumea, o lună cu destul de multe încercări, iată că această persoană în viața șobolanului vine să atenueze aceste provocări și să poată să-i aducă o rază de soare în ceea ce privește realitățile zilelor mai puțin senine.
Pentru șobolan, în acest sens, vă recomandăm amuleta primăverii, care vine să susțină tot ceea ce v-am spus un pic mai devreme. Această amuleta primăverii este extraordinar de frumoasă, având în prim plan florile de bujor și cocoșul, simbolul ruiului, iar pe partea cealaltă vedem că cei care sunt câștigătorii zodiacului în anul 2017, respectiv șobolanul și bivolul, ei fiind campioni în anul acesta la tot ceea ce înseamnă realizări, se pot folosi din plin de această amuletă. Și în această săptămână, amuleta primăverii, amuleta cu lapciun, vine să sublinieze faptul că șobolanul o poate folosi exact așa cum are nevoie la momentul oportun. Mergem mai departe și vorbim despre bivol. Iată, bivolul, cum vă spuneam, prin intermediul amuletei primăverii, și el în această săptămână are o evoluție benefică. Se deschid noi uși, se deschid noi orizonturi vis-a-vis de care bivolul ar fi bine să acționeze, să nu piardă timpul, să nu piardă momentul oportun. Pentru că aceste momente unice cu care se întâlnește nu se vor mai repeta pe parcursul anului 2017. Deci fiți foarte atenți la ceea ce urmează să se întâmple în viața voastră, pentru că acum este momentul să acționați. Acum este momentul să fiți atenți la investițiile pe care le faceți. Nu vă aruncați cu capul înainte, fiți extrem de calculați, cântăriți-vă fiecare mișcare înainte să vă riscați ascensiunea profesională, și în momentul în care sunteți ferm convinși că lucrurile sunt benefice pentru voi, nu mai pierdeți timpul și acționați. Puteți să aveți diverse neînțelegeri cu persoana care vă este alături, pentru că sunteți angrenat în foarte multe responsabilități. Știm foarte bine că bivolilor le place să ducă greul familiei, să aibă multe, multe cocoașe, deși le-ar da cu drag celorlalți, nu se pot dezice de acest exces de responsabilitate. În acest sens, ar fi bine să vă ponderați dorința de a răspunde atacurilor partenerului, pentru că o să vă spună: dar tu de ce muncești așa de mult? Dar de ce îți place atât de mult să-ți dedici viața mai mult carierei decât familiei, de exemplu? Luați-o ușor, pentru că nu aveți nevoie de niciun fel de conflict, aveți nevoie de relaxare pentru a putea lua deciziile cele mai bune pentru voi. Este un moment prielnic, este un moment în care veți alege ceea ce este mai bine pentru ascensiunea voastră în carieră și aveți nevoie de susținere pe toate planurile. Drept pentru care vă sfătuiesc să considerați că partenerul de viață vă este aliat, chiar dacă în primă fază și-ar dori să petreceți mai mult timp acasă. Gândiți-vă că orice intenție într-o relație de parteneriat este una pozitivă. Niciun partener nu și-ar dori să-i facă rău omului pe care îl iubește și cu care își petrece sau își va petrece restul vieții. Deci, din acest punct de vedere, gândindu-vă că toate lucrurile se întâmplă înspre binele vostru și intenția partenerului, chiar dacă în primă fază este una mai puțin pacifistă, este una de ceartă, poate într-un final să fie încununată de o armonie regală, am putea spune. Aveți totuși un pic de răbdare vis-a-vis de aplicarea planurilor voastre, pentru că acestea se vor manifesta pas cu pas. Pentru bivol, putem să spunem că important în această săptămână este să stimulăm energia iubirii, drept pentru care vă recomand abrățarea amuletă cu floarea de lotus și partenerul ideal. Este cele două lebede care sunt atașate acestei brățări, iată-le, cele două lebede, cu pietrele semiprețioase de coral și peridot,
aduc în energia celui care o poartă acel moment de liniște și pace interioară și creează puntea și legătura vibrațională cu partenerul de viață. Pentru tigru, mergem mai departe și vorbim despre tigru. În această săptămână, tigrul are o perioadă oarecum tensionată. Am putea vorbi despre un pic de angoasă interioară, un pic de anxietate. Poate că este vorba și despre influența primăverii, pentru că primăvara, iată, vine cu neliniște, vine cu nesomn, vine cu conflicte interioare, dar vă rog, detașați-vă de orice înseamnă stare de consum interior. Aveți nevoie de pace, aveți nevoie de liniște interioară ca să puteți discerne ceea ce este bine pentru voi și ceea ce este mai puțin bine. Deși aveți tendința de a intra în conflict cu toată lumea și de a vă burzului așa pentru orice nimic, vă recomand să păstrați o atitudine pozitivă și să vă îndepărtați de tot ceea ce înseamnă energia negativă a acestei stări pe care o simțiți sine qua non. Am putea spune chiar dacă vă este greu în acest moment să faceți un efort suplimentar și să depășiți acest moment critic, vă recomand să aveți un clopoțel care să sune în permanență de fiecare dată când doriți să săriți la gâtul cuiva, să mușcați pe cineva, pentru că veți avea această tendință pe tot parcursul săptămânii. Și atunci e bine să știți de la mine că lucrurile au nevoie de echilibru, iar această energie de harță nu duce la nimic bun. Dacă ar fi avut lucruri benefice, v-aș fi spus, nu vă angrenați în alte soiuri de lucruri de tip pacifist, pentru că momentele de ceartă vă sunt benefice. Dar n-am cum să vă spun acest lucru, vă spun doar să fiți relaxați, chiar dacă în interiorul vostru simțiți așa o stare de tensiune. Detașați-vă de această stare de tensiune. Este clar că așa cum veți începe luna, pentru că vorbim despre momentul de lună nouă, începând de pe data de 28, care a fost, după cum știți, suntem în creșterea lunii noi și așa cum începe această lună, așa o veți duce toată această perioadă. Deci e bine să puneți lucrurile în ordine, să vă prioritizați aspectele pe care le doriți rezolvate și, bineînțeles, să creați acea pace și armonie interioară de care v-am spus. Pentru tigru, v-am recomandat tot această brățară de dragoste pe care, care este însoțită de energia florii de lotus și partenerul ideal, pentru că ea aduce tot ceea ce înseamnă pace, armonie, liniște și echilibrarea relațiilor de parteneriat. Partenerul joacă un rol foarte important în această săptămână în viața tigrului, așa că ar fi bine să puteți să vă bazați chiar poate mai mult pe el decât pe instinctul vostru de supraviețuire. Mergem mai departe și vorbim despre iepure. În această săptămână, iepurele trece printr-o perioadă un pic mai sensibilă. De ce spun că trece printr-o perioadă un pic mai sensibilă? Pentru că are tendința de a cheltui mai mult decât este cazul, de a se lăfăi în diverse aspecte pe care și le-a dorit în decursul ultimilor 2 săptămâni. Și acest lucru n-am putea spune că este extrem de benefic. De ce n-am putea spune că este extrem de benefic? Pentru că în momentul în care face cheltuieli necontrolate, s-ar putea la sfârșitul săptămânii viitoare să se trezească cu buzunarele goale și cu un conflict mare cu partenerul. Drept pentru care vă recomandăm să fiți ponderați și dacă vă vine așa, dintr-un exces extraordinar, să cumpărați și aia, și aia, și aia și să aruncați cu veniturile voastre în toate părțile, puteți să faceți cumpărături multiple, dar mici, astfel încât să
să vă satisfaceți această nevoie terapeutică, am putea o cataloga, dar care să fie limitată într-un anumit buget. Există și o regulă de aur care spune că în momentul în care ți-e foame să nu mergi la cumpărături. Deci dacă voi aveți așa o tendință extraordinară de a face cumpărături, nu mergeți să vă satisfaceți acest demers atunci când simțiți maximă această dorință. Și mai mult decât atât, pot să vă dau o recomandare obiectivă, prin care să vă spun, dacă doriți să faceți cumpărături, stabiliți-vă un buget fix pe care să nu îl depășiți. Pentru că dacă veți veni la momentul adevărului și vă veți confrunta cu cumpărăturile pe care vreți să le faceți, bugetul pe care vi l-ați stabilit vă va ajuta să aveți acolo în permanență un clopoțel care să vă atragă atenția, vezi că poți să-ți cumperi și asta, dar te apropii de limita bugetului. Nu vă luați bani de rezervă la voi, plecați la cumpărături doar cu cât doriți să cheltuiți. Vă aștept după pauză să vorbim despre celelalte zodii și despre cum să eficientizăm această săptămână minunată. Venit cu zodia iepurelui, am prezentat în prima parte a emisiunii o bucățică din aspectele care îl privesc pe iepurașul nostru în săptămâna aceasta, dar așa cum v-am promis și așa cum am făcut și pentru celelalte zodii, foarte important este să vedem și ce variantă ajutătoare îi putem oferi iepurelui pentru ca toate excesele de a cheltui banii pe care le simte, toate dorințele de a cheltui bani suplimentari să poată să și le satisfacă fără să ajungă la sfârșitul acestei săptămâni să plângă că a rămas cu buzunarele goale. Deci, pe lângă faptul că iepurele este predispus să cheltuiască mai mult decât este cazul și așa cum v-am spus în prima parte a emisiunii, vă recomand să fiți ponderați și să aveți o măsură în tot ceea ce faceți în acest sens. Este foarte posibil ca iepurele, nesatisfăcându-și așa cum își dorește această nevoie, să intre într-un conflict mai mult sau mai puțin vizibil cu partenerii. Vorbim atât de partenerii de carieră, respectiv colegii din birou, cât și cu partenerul de viață. Fiind predispus către această zonă de sensibilitate, iepurele totuși face parte din triunghiul diplomaților. Ar trebui să-și scoată la iveală acele calități extraordinare diplomatice și să reușească să traverseze acest pod sensibil pentru săptămâna aceasta, care ne duce cu bine totuși către luna aprilie, fără niciun fel de impediment. Dacă sunteți persoane singure, vă sfătuiesc să acționați în interesul vostru și să fiți cu urechile ciulite și cu ochii mari deschiși, pentru că este posibil în această săptămână să vă întâlniți partenerul ideal. Așa cum v-am anunțat și la începutul anului, vă aduceți aminte, avem pe chartul anului o fantastică șansă de a găsi în acest an partenerul pe care ni l-am dorit o viață întreagă. Iată, a venit momentul pentru iepuri ca această cheie extraordinară către fericire să fie pusă în palma lor. Deci, iepurii vă sfătuiesc să fiți extrem de atenți, extrem de vigilenți și să acționați fără prea multă timiditate, pentru că este în interesul vostru. Dacă vedeți o persoană care vă vorbește în limba inimii voastre, să puteți să-i răspundeți pe aceeași vibrație. De aceea, în această săptămână, recomandăm iepurilor pentru estomparea dorinței acesteia acerbe de a cheltui bani, recomandăm brățara de atragere a aspectelor materiale,
cu cei trei dragoni, iată cei trei dragoni și cele două pepite reprezentând banii. Este o brățară foarte puternică cu pietre de onix și ametist, care face legătura cu divinitatea și ne ajută să putem estompa toate acele nevoi de cheltuieli exagerate. Deci această brățară cu dragon ne ajută să putem atrage banii și să-i și păstrăm în tolba noastră. Mergem mai departe și vorbim despre dragon. Dragonul în această săptămână va avea o perioadă, am putea spune, venită dintr-o insulă de bazm. Liniște, pace, armonie, o stare interioară relaxată, o formă excelentă, susținere din partea familiei, din partea colegilor. Vă veți putea concentra foarte bine asupra tuturor aspectelor pe care vi le-ați propus. Știți foarte bine că ultima oară când am vorbit despre dragon, știam că dragonii anul acesta vor avea niște proiecte, wow, niște proiecte mărețe de dus la îndeplinire. Iată, este momentul ca voi să vă concentrați asupra acestor proiecte. V-ați făcut deja lista de priorități, v-ați făcut deja secvențialitatea pașilor de a acționa. Și în concordanță cu această secvențialitate a venit momentul să puteți acționa pentru cel mai important dintre proiectele voastre. Proiectul vostru de suflet, proiectul vostru care vă va aduce liniște materială, spirituală și echilibru, este cel care vă așteaptă acum să puteți, să vă puteți implica în parcursul materializării lui efectiv. Aveți toate șansele să materializați acest proiect mult mai repede decât v-ați propus. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că dragonul, prin această susținere extraordinară pe care o are de jur împrejur, se va simți extrem de mobilizat. Fiind mobilizat, știm bine că dragonul, fiind cel mai puternic dintre toate animalele celeste, reușește să depășească absolut orice fel de obstacol și să pună bazele unor lucruri durabile. Vorbim aici de un proiect care poate să dureze cu siguranță peste ani, un proiect care să dăinuiască probabil și generațiilor ulterioare, așa că ar fi foarte bine să vă concentrați atenția, să beneficiați de această susținere a celor care sunt de jur împrejurul vostru și să atrageți succesul care de altfel vă este predestinat. Lucrurile la care ar trebui să fiți atenți sunt aspectele privind atitudinea voastră față de aceste proiecte. Aveți o atitudine mobilizatoare, dar din cauza faptului că sunt destul de multe lucruri care vă solicită atenția, la un moment dat aveți tendința de a cădea pe o pantă mai puțin pozitivă, având impresia că nu vă mai ajunge timpul. Aș vrea să vă spun că aceasta este o falsă pistă. Timpul va ajunge din plin, chiar vă îmbrățișează cu toate rezultatele lui, așa că grijile sunt, am putea spune, inutile. Vă faceți griji în van. Angrenați-vă cu zâmbetul pe buze. Aveți toată susținerea divină și nu numai divină, aveți toată susținerea persoanelor care vă sunt alături de voi, așa că puteți să materializați cu succes tot ceea ce vă propuneți. Ca să aveți succesul garantat în acest sens, dragonului îi recomandăm pentru săptămâna aceasta calul de vânt. Iată acest lung tac care poartă pe spate flacăra spiritualității. Este calul care aduce în calea materializării proiectelor noastre tot ceea ce noi ne dorim, ca să putem să beneficiem de susținere divină, să putem să materializăm lucrurile în măsura pe care ne-am dorit-o și, bineînțeles, deschide calea către lumină, adevăr și iubire.
Mergem mai departe și iată, am ajuns abia la mijlocul horoscopului. Suntem la șarpe și am putea spune că șarpele în săptămâna aceasta ar trebui să fie un pic mai chivernisit. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că are tendința, fiind energizat de această primăvară fantastică, au înflorit pomii, ne bucurăm de soare, ne bucurăm de mirosul de flori de primăvară și șarpele simte nevoia să-și schimbe pielea, bineînțeles, adică să-și manifeste acele instincte de transmitere a iubirii. E foarte bine ceea ce simțiți, dar nu în exces. E foarte important să considerați că partenerii voștri sau partenerul de viață sau persoana care este predispusă să vă primească în viața ei au nevoie de iubire adevărată. Deci fiți reali, nu fiți cosmetizați. N-aveți nevoie de bigudiuri, de briz-brizuri, de lucruri care să fie mai puțin reale. N-aveți nevoie de măști. Aveți nevoie ca să fiți autentici, să fiți adevărați și ceea ce transmiteți să fie o vibrație din inimă. Toată lumea va aprecia acest lucru și voi veți putea într-adevăr să beneficiați de reversul medaliei dacă sunteți sinceri și onești. În condițiile în care vă place să vă complaceți în tot felul de acte teatrale, veți atrage pe măsura acestui act diverse persoane care vă răspund în aceeași formă. N-am putea să spunem că ne bucurăm peste o lună, două, trei, în momentul în care există un scenariu mai puțin pozitiv în acest sens, pentru că știm foarte bine că toate zodiile din anul 2017 sunt predispuse la iubirea adevărată și atunci, dacă voi transmiteți cu adevărat vibrația iubirii, cu siguranță o veți primi înzecit. Ceea ce vă sugerez este să fiți adevărați, să fiți reali, să nu vă ascundeți în spatele măștilor și să vă creați o aură de transparență pentru persoanele cărora vreți să le oferiți iubirea voastră necondiționată. Bineînțeles că și în aspectele de materialitate, șarpele trebuie să fie precaut în această săptămână, pentru că, la fel ca și iepurele, are tendința de a cheltui un pic mai mult decât este cazul. Și atunci vă recomand, bineînțeles, și pentru șarpe, să folosiți această brățară de bani, așa cum am recomandat și celor din zodia iepure. Această brățară de bani vine însoțită de cei trei dragoni care materializează energia banilor și, bineînțeles, pepitele care reprezintă energia prosperității și a menținerii acesteia pe tot parcursul momentului în care voi purtați aceste brățări. Eu, sinceră să fiu, port brățara de prosperitate cu mine în permanență, o am în continuare la mâna stângă pentru că e important să o purtați pe mâna stângă. După cum știți, mâna stângă atrage, mâna dreaptă oferă. Așa că dacă nu aveți nevoie de aspectele de materialitate din viața voastră, vă felicit. Dar eu încă mai sunt la momentul în care am nevoie de bani. Cu siguranță fiecare dintre noi știm să ne gestionăm aspectele astea să ne fie favorabile și cu siguranță fiecare dintre noi putem să decidem ce avem nevoie într-o oarecare măsură. Unii dintre noi avem nevoie mai mult de aspectele de iubire, alții de aspectele de materialitate, alții avem nevoie doar de pace și liniște interioară, dar iată că șarpele în această săptămână are nevoie să știe cum să-și gestioneze veniturile. Mergem mai departe și vorbim despre cal. Pentru cal, va fi o săptămână relativ bună. De ce spun relativ bună? Pentru că depinde de propria persoană dacă va manifesta în exterior succes sau dacă va sta oarecum retras.
Știți foarte bine că mulți dintre cei care promovează dezvoltarea personală și evoluția prin regăsirea interioară spun că ceea ce emanăm, aia atragem, adică ceea ce avem în interiorul nostru, aia primim. Aș putea spune că este un lucru extrem de adevărat acest aspect, pentru că în măsura în care noi avem o stare interioară bună și lucrurile care ne înconjoară, de asemenea, vor avea un aspect extrem de benefic ca și rezultate materializate în viața noastră. În ceea ce îi privește pe cai în această săptămână, deși știm că ei sunt oarecum predispuși lucrurilor mai puțin benefice în anul 2017, în această săptămână caii chiar au parte de succes. Dacă atitudinea lor este una pozitivă, dacă îmbrățișează persoanele din jurul lor cu optimism, dacă privesc viața într-o notă optimistă, cu siguranță în această săptămână vor avea o mare surpriză. Nu trebuie să vă gândiți cu încrâncenare la aspectele de concentrare maximă vis-a-vis de care trebuie să acționați sau nu. Adică nu trebuie să fiți tensionați, să vă gândiți, aoleu, trebuie să fiu cu arma la picior, să mă gândesc că totul e bine și atunci totul va fi bine. Pentru că contează foarte mult fruntea voastră aici, da, să fie descrețită, să fiți cu zâmbetul pe buze de adevăratele, nu să fie doar o mască în care voi, de fapt, în interior să fiți extrem de încrâncenați și, de fapt, în exterior să transmiteți oarecare relaxare și detașare. Ei, nu, relaxarea și detașarea trebuie să fie reală, trebuie să fie în interiorul vostru și în condițiile în care chiar o simțiți, veți avea un premiu săptămâna aceasta. Și aștept să-mi confirmați despre premiul pe care urmează să îl primiți. Caii sunt predispuși în același timp, în această săptămână, să faceți tot felul de sacrificii. Vă recomand ca aceste sacrificii vis-a-vis de timp, de bani, de copii, de diverse angrenaje la locul de muncă, să nu le dați curs așa în măsură de 100%. Puteți foarte bine să vă alocați un 10% pentru acele sarcini pe care vi le-ați propus de sacrificiu, în ghilimele, să spunem, dar e foarte bine să conștientizați faptul că energia pe care voi o dedicați acestor probleme, acestor proiecte de sacrificiu, trebuie compensată într-un fel. Și compensarea se face premiindu-vă. Ce înseamnă să vă premiați? Înseamnă să aveți un pic de grijă de corpul vostru, să aveți un pic de grijă de mintea voastră, să aveți un pic de grijă de tot ceea ce înseamnă aspectele de îmbunătățire ale vieții cotidiene. Și pentru că vorbim despre îmbunătățirea aspectelor în viața de zi cu zi, pentru cai vă recomand Steaua Nordului, este acea stea pe care și eu o am la gât, pentru că știm foarte bine că în anul 2017, din păcate, avem această energie a stelelor de violență care ne conduc către un anumit trend și iată această stea, este steaua Nordului, albastră, steaua cu 5 colțuri, o stea foarte frumoasă din cristal Swarovski cu argint, în montură de argint și bineînțeles că în măsura în care voi o purtați la gât, o puteți în primul rând activa. E foarte important să fie activată pentru că această stea a Nordului vă arată calea către drumul cel corect. Drumul corect înseamnă cel în care voi vă puteți angrena fără eforturi uriașe. Gândiți-vă că tot ceea ce faceți, faceți cu plăcere. Nu trebuie să vă fie greu, nu trebuie să simțiți vreo corvoadă în măsura în care acționați în planurile voastre și această stea a Nordului alege lucrurile voastre. E ca un fel de sită care cerne ceea ce voi încă nu ați putut să delimitați. Mergem mai departe și vorbim despre maimuță. Iată că maimuța, pardon, oaia, da.
Așa este, am sărit peste oaie, îmi cer scuze. Oaia are o săptămână foarte bună, probabil de-aia am și sărit peste ea, pentru că toate oile se simt foarte bine în această săptămână. Dragostea este la putere în săptămâna aceasta pentru oaie. Are un moment extrem de bun pentru a se relansa în toate aspectele pozitive ale vieții. Puteți să vă găsiți un partener ideal, puteți să găsiți un partener cu care să construiți o relație de durată, nu numai conjugală, ci și în afaceri, sau chiar puteți găsi un susținător în cadrul companiei în care lucrați, care să fie pe o poziție ierarhică superioară și să vă întindă o mână de ajutor reală. Deci e foarte, foarte bine pentru voi. Singurul aspect de care trebuie să vă feriți sunt momentele de tensiune care se desfășoară de jur împrejurul vostru. Nu vă privesc neapărat pe voi, dar unele persoane sunt predispuse acestor momente de tensiune. Stați departe de ele, nu vă implicați și de aceea vă puteți proteja cu această amuletă cu rinocer și elefant albastru. Știți bine că am vorbit mult despre această amuletă, având în vedere că rinocerul și elefantul albastru sunt singurele pachiderme care înlătură energia vibrațională de violențe. De ce albaștri? Pentru că rinocerii și elefanții albaștri înlătură energia stelei 7, care este o stea de metal. Și bineînțeles că folosindu-vă de conjuncția celor 5 elemente în ciclul de consum, vom putea inclusiv beneficia de acea pace interioară de care avem nevoie să ne putem bucura de partenerul pe care îl găsim sau de partenerul pe care îl regăsim. De ce vă spun că îl regăsim? Pentru că există diverse cupluri care deja au împlinit o vârstă venerabilă, un an, 2, 3, 10, 50 de ani, da? Și iată, și după 50 de ani ne putem regăsi partenerul într-o nouă lumină, îl putem redescoperi, îl putem iubi ca la început, poate chiar mai mult. Și în aceste condiții lucrurile par să intre într-o normalitate extraordinar de bună. Pentru maimuță, și am ajuns la maimuță, am putea spune că maimuța își revine pe val. Deci avem un val ascendent, avem un moment de în care maimuța poate să-și asculte aspirațiile interioare, să-și regăsească visele, pentru că maimuța a avut un moment în care a trebuit să renunțe la tot ceea ce însemna visări. Eu nu încurajez acest lucru, încurajez ca toți cei care vor într-adevăr să aibă rezultate în viață să viseze cu ochii deschiși și mai mult decât atât să-și facă planuri visând, pentru că aceste planuri, cu siguranță, în momentul în care le vizualizați, vizualizarea face parte dintr-un proces extrem de bine pus la punct de a materializa ceea ce voi vă doriți în viață. Iată că pentru maimuță este un moment extrem de bun. Singurul aspect la care trebuie să fie vigilenți cei care sunt în această zodie sunt relațiile parteneriale de afaceri. Maimuța anul acesta este predispusă să facă mulți bani. În condițiile în care face conjuncția cu cocoșul, creând casa comerțului și a banilor, maimuța vrea să se bage în mai multe aspecte decât ar putea duce, în mai multe proiecte decât ar putea gestiona. Nu este un lucru neapărat rău, este un lucru bun, atâta timp cât vă creați aliați și puteți să împărțiți sarcinile. Foarte important în viața voastră este să nu voi centrați, voi dați cu capul, da? Mai aveți încredere și în cei care sunt de jur împrejurul vostru, chiar dacă la începutul anului v-am spus că e important să vedeți cu cine faceți aceste conjuncții de alianță. Iată, aveți o intuiție fantastică, folosiți-o pentru că este în interesul vostru. Toți cei care sunt în zodia maimuță, în această săptămână, sunt predispuși să își revină în forma cea mai bună a existenței lor, deci în forma creativă, în forma expansivă, în forma credinței totale, în forma ideală de manifestare a acestor aspirații.
Pentru maimuță am putea spune că amuleta de prosperitate vine, amuleta primăverii care aduce prosperitatea, vine să susțină și să echilibreze această energie fantastică. Iată, cocoșul aduce ruiul, simbolul puterii, împreună cu florile de bujor și energia bogăției protejată de nodul mistic tibetan. Pentru cocoș, vom spune că acesta se află într-o evoluție oarecum incertă privind problemele sentimentale, dar chiar dacă incertitudinea îi dă târcoale, aspectele sunt către pozitiv. Deci am putea vorbi despre o relație de cuplu care evoluează încet, dar sigur. Am putea vorbi despre o relație menajată, o relație în care nu ne-am aruncat cu tot aplombul, dar nu vă faceți probleme, lucrurile se așează pe calea care trebuie, în măsura în care voi cereți lucrurile manifestate. Deci dacă vreți să grăbiți lucrurile, puteți să faceți asta liniștit, pentru că ele oricum se vor așeza în favoarea voastră. Veți avea un noroc suplimentar vis-a-vis de câștigurile potențiale venite din alte surse decât cele cu care deja sunteți obișnuiți și în acest sens am putea spune că vă puteți folosi de asemenea de brățara cu cei trei dragoni, brățara care va atrage tot ceea ce înseamnă parte de abundență financiară împreună cu pepitele și cu energia onixului. Deci această brățară vă ajută să vă multiplicați veniturile și să vă și bucurați împreună cu partenerul de viață de rezultatele veniturilor voastre suplimentare. Mergem mai departe și vorbim despre câine. Iată, câinele în această săptămână ar fi bine să fie un pic mai rezervat. De ce spun mai rezervat? Pentru că se întâmplă să aibă un moment de repaus, un moment în care să nu știe încotro să o apuce, să se gândească că poate lucrurile nu sunt tocmai favorabile în acest an pentru el, dar nu fiți disperați. Nu vă gândiți la faptul că viața s-a terminat, că lucrurile urmează să se întâmple într-o manieră mai puțin plăcută, pentru că depinde foarte mult de voi și de atitudinea voastră interioară, ceea ce se va genera în continuare. Într-adevăr, săptămâna aceasta este bine să vă relaxați. Dacă aveți niște bănuți nu foarte mulți puși deoparte, puteți să mergeți la un masaj, la o piscină, la un film, la o piesă de teatru bună, puteți să citiți o carte, să vă luați poate 3-4 zile de vacanță împreună cu persoana pe care o iubiți, tocmai pentru a vă îndepărta de acele gânduri nefaste care nu fac decât să vă îndoctrineze cu o energie negativă. Aveți nevoie de energie pozitivă, tocmai pentru că anul acesta sunteți predispuși acestei energii de stagnare și boală. De aceea vă recomand această amuletă cu vulu, care vine cu energia soarelui și a lunii. De asemenea, are Garuda, adică vulturul, care aduce schimbarea în viața voastră și va aduce aspecte de sănătate. Și iată, am ajuns la ultima zodie, zodia Mistrețului, care în această săptămână are o evoluție fabuloasă, se simte iubit, se simte admirat. Singurul aspect de care trebuie să țină cont este faptul că toți cei care vă înconjoară nu sunt neapărat persoane sincere. De aceea vă recomand cu mare precauție să vă însoțiți de umbrela tibetană de protecție care poate să aleagă persoanele adevărate, sincere și iubitoare lângă voi. Această umbrelă are pe spate mantră de protecție care vă protejează de toate persoanele care sunt nesincere. În rest, bucurați-vă de iubire, bucurați-vă de soare, de armonie și de tot ceea ce înseamnă pace și liniște interioară. Acestea au fost previziunile noastre pentru această săptămână. Vă aștept cu mare drag săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și vă urez totul este Feng Shui.